Sâmbătă după amiaza, medieșinii vor avea ocazia să vadă de aproape mașinile de curse, să-i cunoască pe piloți și să stea de vorbă cu ei. În intervalul 14-17:30, toate cele 62 de mașini de curse ce se vor întrece la Cupa Mediașului vor fi prezente în piața Corneliu Coposu, acolo unde vor avea loc verificările administrative și tehnice inițiale, dar și prezentarea concurenților. În aceeași locație, duminică seara de la ora 19, se va desfășura festivitatea de premiere. Duminică, 2 octombrie 2022, la Mediaș se va desfășura etapa cu numărul 7 din cadrul Campionatului Național de Viteză în Coastă, eveniment organizat de către Primăria Municipiului Mediaș și Federația Română de Automobilism Sportiv. Manifestarea va avea loc pe Hula Baznei, drumul național 14A, ieșirea spre Târnăveni. La competiție, fiind înscriși 62 de piloți din țară și străinătate, reprezentanți ai cluburilor și echipelor de top ale automobilismului sportiv. Mașinile de curse prezente la start vor putea fi admirate în data de 1 octombrie 2022 în piața Corneliu Coposu, pe platoul din fața primăriei Mediaș. În această zi vor avea loc, între orele 14 și 17:30, verificările administrative și tehnice inițiale ale automobilelor înscrise în competiție, urmate la ora 18 de fotografia oficială a participanților și de prezentarea tuturor concurenților. Festivitatea de premiere a câștigătorilor celei de-a 7 etape a Campionatului Național de Viteză în Coastă la Mediaș va avea loc duminică, 2 octombrie, de la ora 19, în piața Corneliu Coposu. Cupa Mediașului reprezintă o etapă din cadrul Campionatului Național de Viteză în Coastă 2, eveniment organizat de Primăria Mediaș și Federația Română de Automobilism Sportiv.